FC Brașov, revenit pe meleagul brașovene după un venit cu de 15 ani pe la alte cluburi, unde nu mai trebuie să vă spunem că a avut rezultate atât în plan intern și în plan internațional. Aș spune în plan internațional chiar de senzații, unele. Comparativ cu ce avea la dispoziție și cu ce echipe a jucat. Dar asta nu e treaba noastră. Nici pe departe, vreau să schimbăm jocul echipei. Trebuia să fac această schimbare, fiindcă dacă așteptam prea mult, dacă mai așteptam o etapă, două, așteptam de pomană. Și atunci, în favoarea echipei, am luat decizia schimbării. Domnul Hizu a fost dispus să vină să lucreze cu noi. Știm cum lucrează, e un antrenor care impune o disciplină, pune disciplina pe primul loc, pregătirea fizică pe același loc și deci nu mai putem discuta despre, nu putem pune la îndoială seriozitatea și profesionalismul, drept pentru care m-am bucurat că a semnat cu noi contractul astăzi. Pe ce perioadă? Pe un an de zile. Pe un an de zile cu drept de prelungire din ambele părți, cum se face. Ce așteptă vă? De la domnul Hizu? Să aștept să nu mai pierdem niciun meci. Asta. E prea mult? Vă citesc program. Brașov, Vaslui, Oțelul Brașov, Brașov Iași, Rapid Brașov, Brașov Petrolul, CFR Brașov, Brașov Pandurii, Bistrița Brașov, Brașov Steaua. Pe Brașov o câștigă tot timpul de echipe mari. Așa este. Așa este. Uite, ai spus un mare adevăr. Fiindcă inclusiv cu Dinamo am avut meci și l-am câștigat. Din păcate, nu. L-am câștigat. A fost 3-2 și de fapt a putut arbitrul să fie 2-2. Deci, din punctul meu de vedere, noi meciul cu Dinamo l-am câștigat. Nu puteam să cert antrenori, să cert jucători, că nu aveam nici cel mai mic motiv. Da. Domnul Hizu a fost prima opțiune? Poftiți? Domnul Hizu a fost prima opțiune? Păi a fost prima sau ultima, ce mai contează? Bine că a semnat cu noi. Eu nu se bate acolo de la dimineața. Ce zici? Eu nu se bate acolo. E la club, acum își reziliază contractul de comun acord cu președintele. Directorul general. Accepta condițiile? După ce la Cluj, cu Walter, au fost probleme. Nu. Asta nu. Pentru el banii sunt așa, rezultante a muncii. Ce râzi, Melania? Vă râs, nu? Eu vorbesc serios aici și tu te prăpădești de râs. În forul tău interior. Și pe față. Ce nu m-a plăcut până acum? Scorul, toate astea și joc pe echipe. Ce nu mi-a plăcut? În primele 8 etape. Păi în primele 8 etape am pierdut vreo 11, 10 puncte, absolut nejustificat. Absolut nejustificat. Și atunci am luat măsurile care se impuneau de urgență. În ultima vreme n-ați fost inspirat la antrenor? Păi nu, în ultima vreme nu, dar astăzi am fost inspirat. Nu zicea de pe 3 ani? Bă, zicea acum, una e a zice, alta e a face. E diferență de la zis la făcut. Care e obiectivul ăsta? Ce-a făcut? Care e obiectivul ăsta? Asta, la ăsta, i-am zis lui Nea Viorel. Acum, dânsul nu e chiar de optimist. Ziceam să prindem și noi o cupă, dar e greu.
Nu este un obiectiv fără echivoc. Este un obiectiv, să vedem. Poate da, poate nu. Oricum, mai sunt 26 de meciuri, nu poate să plângă niciun antrenor că e mult, că e puțin. Și sunt 26 de meciuri. Iar la primele 8 avem 9 puncte. Trase de păr, din păcate cu echipele cele mai accesibile, să zic așa, cu meciuri în mână, până la final am pierdut. Vă sperie Vasului? Poftim? Vă sperie Vasului? Ei, cum să nu scui până sunt dimineața seara. Trezire și la plocare. Mă sperie Vasului. Ești un pic în Vasului. Poftim? Ești un pic Vasului. Și cine e antrenor? Marius. Da? E la Vaslui? Eu credeam că e Vizo, dar nu e Vizo ăsta. Zic, Porumboiu, da. Dar eu așa credeam, e Porumboiu antrenor. Nu știam că e Ciumudică. Să sperăm cu Porumboiu. Ce? Să sperăm cu Porumboiu. Da, dar n-am discutat ce antrenor are sau așa. Chiar nu m-a interesat. Dar v-a fost o vorbă bună pentru Monichisa? Dar recomandată de Monichisa? Cu cea mai mare căldură. Vorbesc serios. Nu e nicio. Până zic, ce poate termina să vedeți oferta la Brașov? Să veniți la Brașov, să trebuiați o echipă după 8 etape, jocul așa cum a spus și domnul președinte. Deci, vreau să vă spun că am avut și alte oferte. De când am plecat de la Vaslui, pe care le-am refuzat. În ideea mea chiar a fost, la un moment dat, să renunț. Deci am avut această intenție și nu datorită faptului că nu aș mai putea să antrenez. Deci, pe tenacitatea mea aceeași, cred că, din contră, mă ajută mult mai mult experiența pe care am acumulat-o atâția ani. Am ajuns la aproape 500 de jocuri în divizia ca antrenor principal, ceea ce nu este puțin și nu este la îndemâna oricine. Faptul că domnul Nicolae ieri a insistat, pentru că în momentul când mi-a dat telefon am spus și-o câteva date și am văzut jocurile care le-a avut Brașovul, trebuie să faci un calcul imediat ce poți obții. Brașovul intră într-o perioadă de 9 jocuri, într-o serie extrem de dificilă și de periculoasă pentru o echipă. Este foarte greu să preiei o echipă în timpul campionatului, pentru că nu ai posibilitatea să poți să testezi imediat nivelul la care este echipa. Am văzut ce meciul de vineri. Deci, ne vorbim, ieri am vorbit cu domnul Nicolae, la prânz. Deci, dar nu am privit-o să o analizez. E una să privești o echipă, să o analizezi, să încerci să... am privit-o ca un, pur și simplu, un telespectator, văzând un meci de fotbal. Pentru că am avut, în această perioadă, posibilitatea să văd foarte multe jocuri și m-a interesat ca antrenor, să văd antrenorii tineri, să văd schimbările, să văd dinamica jocului, pentru că dacă o viață întreagă ai stat în meseria asta, nu poți dintr-o dată să te rupi. Am văzut și foarte multe jocuri internaționale. Și cum vi s-a părut Brașov? Deci, nu pot să vă spun. Deci, la fotbalul este o matematică pură. Deci, a avut 8 meciuri și a realizat un 37% din procentaj. Într-o perioadă în care ai jucat totuși cu Viitorul, cu Turnul Severin, cu Chiajna, cu Universitatea Cluj, cu Ceahlău, deci cu echipe care nu sunt, nu este Vaslui, nu este Rapid, nu e Petrol, nu e CFR-ul. Deci perioada vine acum. Deci este o perioadă foarte dificilă, o perioadă în care trebuie să ieșim din zona asta, trebuie să ieșim ca atitudine. Pentru că dacă rămânem în această, din
Acasă ai câștigat 58% din puncte, iar în deplasare ai făcut 16% din puncte. Deci trebuie să ieși de aici, ca să poți să te bați. Trebuie să vezi ce poți, trebuie să evaluezi jucătorii, să vezi jucătorii care sunt pentru Brașov, jucătorii care nu sunt pentru Brașov. Mie nu-mi place să schimb jucătorii, dar îmi place ca ei să știe de ce sunt la Brașov. Deci motivul pentru care ei sunt în această echipă. Pentru că și aseară am discutat cu domnul Nicolae și discutam că dânsul spunea, sunt convins că disciplina care este zi de zi și regulile jocului care trebuie să fie respectate sunt regulile care te duce în timpul unui joc să câștigi sau să pierzi joc. Pentru că în momentul când banalizezi o prezență la antrenament și vii după 5 minute, poți să vii și la o fază după o fracțiune de secundă și adversarul să-ți dea gol sau poți să n-ajungi într-o fracțiune de secundă la o fază să dai un gol și echipa să câștige. Sunt câteva lucruri foarte, foarte importante și de fiecare dată detaliile cele mai mici te duc la victorie sau te duc la înfrângere. Ori aceste reguli trebuie să le respecte toată lumea. Sigur, începând cu mine, ca antrenor, și terminând cu ultimul jucător. Sau dacă vreți, cu femeia care spală echipa mea. Am dat un exemplu. Deci toată lumea trebuie să încercăm să facem și să dăm 100% pentru că această echipă să poată să lupte. Eu vă spun, sunt 26 de jocuri, dar sunt acum 9 jocuri, cel puțin cele de acasă, cu Vaslui, cu Petrolul, cu Pandure și cu Steaua, care aceste echipe te pot bate și pe forța echipei, pe joc. Nu mai cu arbitrii. Da, deci eu, da, pe aceste echipe să nu-ți închipui că nu vor avea, în toate campionatele din lume, echipele puternice au și un mic ajutor. Una este să pui tu o mână în gât, jucătorul de la o echipă mică ia cartonaș galben, jucătorul de la o echipă mare poate ia, dacă curge și sânge, cartonaș galben, altfel nu. Deci sunt multe lucruri. Iar noi trebuie, pentru că vine acest program, timpul este foarte scurt, nu ai timp. Aici sper să mă ajute experiența foarte mult și să găsești cel mai bun sistem de joc, să găsești cei mai buni jucători cu care să câștigăm. Și aseară i-am spus domnului Nicolae, pe mine mă preocupă foarte puțin echipa care, jucătorii, în esența lor, numele lor care joacă. Este foarte important să găsești echipa cu care câștigi. De foarte multe ori, un jucător mai bun decât cel care joacă, poate să rămână pe margine. Dar cu jucătorul acela foarte bun, poți să nu câștigi. Iar cu un jucător care nu este atât de bun și de valoros ca celălalt, dar poate are altă atitudine, poate într-un anumit meci este mai util decât altul, poți să te ducă și să te ajute să câștigi. La prima vedere, sunt jucători foarte puțini care pot să facă singur diferența pe scripirile lor. Dar sunt destul de puțini. Este o echipă care, în primul rând, trebuie prin forța grupului, prin o atitudine extraordinară să dea-o, în primul rând, prin eliminarea greșelilor, că ați văzut și la Piatra Neam, sau au reușit să egaleze și după un minut au primit un gol chiar banal. Dar nici nu mai știu cum să-i spun. Este un gol din care nu poți să pierzi din acea lovitură liberă, să pierzi un joc pe o centrare, mai ales când ai un portar care are aproape 2 metri și 34 de ani. Dar, îți spun, deci, în primul rând trebuie să alegem un sistem de joc care să se potrivească echipei. Că m-am uitat așa, s-a jucat în mai multe sisteme de joc, s-a schimbat foarte de sistemul de joc, probabil și domnul Badea n-a găsit echipa care să câștige. Pentru că nu depinde de fiecare dată numai de antrenor. Depinde și de
jucătorii care sunt, de modul cum ei înțeleg ceea ce își dorește antrenorul și nu poate. Nu este bine niciodată și nu pot să critic niciodată după ce merg, pentru că și alții merg după mine și nu pot să merg și să spun echipa, nici să nu începe antrenamentele, să vin să spun echipa nu-i pregătită sau echipa aia. Nu. Se poate întâmpla să lucrezi foarte bine, să muncești foarte bine, echipa să lucreze foarte bine și poți să nu câștigi anumite meciuri. Poți să nu le câștigi. Ce colaborator de înțeleg? Colaborator, staff-ul. De staff-ul tehnic este Zotincă, cu care eu lucrez de foarte mulți ani. Este un jucător care este născut la Brașov. Tata lui a fost antrenor. Fotbalist la Brașov, le-a luat odată un titlu Craiovei, dacă vă aduceți foarte bine aminte. Este un antrenor cu care eu lucrez, este un profesionist desăvârșit, un băiat inteligent care cunoaște două limbi, germana și engleza la perfecție, care este preocupat de meserie, este licențiat pro. Deci nu țin lângă mine antrenor care să-mi spună că sunt foarte deștept sau mai știu ce. Țin lângă mine oameni care să aibă opinii, care să aibă argumente și să aibă o viziune și o filozofie vis-a-vis de joc și de fotbal. Dar este Samu, al doilea care rămâne aici, ce este? Da, Adisabu o să-l capaciteze și pe el. Și Șanta, Portare, la Marlin, iese la pensie, cred, de aici. Este un băiat serios, îl cunosc foarte bine, își vede de treabă. Cristi Panaita? Cred că atunci a intrat când a venit Nea Viorel aici. Cristi Panaita. Manet. Da, Cristi. Manet. Da, nu mult. Un an. Doi seama la Manet. Hă? Secundă. Ce mă, ce întrebi? Ca să zic că n-am auzit. Cristi Panaita. Cristi. Cine e Cristi? Ciprian Panaita. Ciprian. Cine e ăla? Nu, dacă vine și el, să nu vine. Cine e ăla? Ara, dacă a fost la măsură, cum așa rapid. Translatorul lui Da. Dar nu, ați întrebat la vasului? Nu. Dar ce treabă ai cu ăsta? Cine e ăsta? A fost traslatorul. Păi și de unde până unde întreb tu de ăsta? Că trebuie să ai un motiv. Așa s-a auzit că vine cu dânsul. Nea Viorel? Da. Cum să vină? A fost zis. Nu. El a fost la PSI-ul pentru că cunoaște portugheza. Și PSI-ul a venit cu foarte mulți jucători portughezi la Rapid și a rămas, PSI-ul a plecat. Eu m-am dus după PSI-ul la Rapid, el a rămas... A lucrat cu el? De-aia întreb. A rămas, da. Pentru că erau toți jucătorii portughezi încă... Și a rămas și cu dumneavoastră la Rapid. Da. Domnul Ghiță, vine Vasluiu, echipa pe care o cunoașteți. Chiar acum, la debutul misiunii noastre. Da, este. Lasă, întrebați-mă pe mine, că vă spun eu. Nea Viorel nu o să vă spună din modestie, dar în primul rând nu cred că contează. Contează și asta că cunoaște echipa, dar va produce, sper, un declic în sensul bun al cuvântului la echipă, ca să poată să facă față Vasluiului. Iar acum, aici aș vrea să-l contrazic un pic, domnul Hizo, să vă spun că mie personal mi-e frică doar de Cluj, atât. Dintre astea nouă echipe. În rest, chiar mie nu mi-e frică cu de niciuna, cunoscându-l pe Nea Viorel, știind ce avem în curte, în pătătură, de ăștia mi-e frică că vin cu arbitri și la orice meci ăștia ne-au bătut numai cu arbitru. Și este o problemă și echipa trebuie să se acomodeze cu mine, cu stilul meu de muncă și eu trebuie să mă acomodez cu ei. Asta trebuie să o facem din mers. Asta ca să zic că nu e nenorocire atât de mare că avem 9 meciuri. Da, adică, nu, adică sunt nu jucăm nici cu... Sunt meciuri care... Nu jucăm nici cu Interul, nici cu... Da, era bine dacă nu jucam cu Interul în locul la vreo două. În locul la? În locul la vreo două. Da. V-ați încărcat bateria, domnul Tito, nouă frumă. V-ați încărcat bateria. Sunteți nerăbdător. Eu sunt, adică... Nu știu... Cum să vă spun? Mă preocupă. M-a preocupat meseria de fiecare dată. Mi-a fost foarte greu și sezonul trecut, unde am dus cu 12-14 jucători și campionat și cupă, și grupe, și preliminare, și tot. Și au reușit
echipa aceea să joace, cred că, cel mai bine din campionat. Și cred, într-adevăr, cred că 3 ani de zile, deci anul acela cu Marius Lăcătuș, un an jumate cu mine și jumatea de an cu Inacio, cred că Vaslui a fost cea mai bună echipă din campionat, în toți acești 3 ani. Și estetic, și fotbalul care l-a fracalcat, ca spectacol, ca valoare fotbalistică, au fost niște jucători extraordinari, da? Au fost niște jucători care, cu care nu am avut nici o problemă disciplinară. De obicei, ai probleme disciplinare cu jucătorii care nu joacă, ai probleme disciplinare cu jucătorii care nu sunt titulari, cu jucătorii care nu dau totul pe teren, pentru că eu, în toată cariera mea, care este destul de lungă, n-am avut probleme cu Lupul, care a fost o problemă. N-am avut probleme cu Fane Iovan, care au fost niște jucători emblematici, cu Stelea, cu Sămărtean, cu anul meu, a fost cel mai bun fotbalist din România, Wesley Lucie Sămărtean. În anul meu, Wesley a fost cel mai bun jucător străin din România. Câteodată vezi că se produc foarte multe nedreptăți. Ți se produc foarte multe nedreptăți. Și atunci... Tu ai stins lumina. Da. Domnule, voi e cupa, eu un obiectiv așa? Da. O să știe, de ce nu? Și cu falul Constanța. Falul în primul... Acasă. Acum s-a tras. Și cu falul Constanța acasă. La noi? La noi? Poate e poate. Mă unea pe el. Auzi, poate e da. Noi ne dorim să câștigăm cât de multe jocuri putere. Ăsta este obiectivul. Lor nu ne interesează nimic, ne interesează din momentul ăsta. Eu și consider un moment zero, încât fiecare joc să putem să-l pregătim. Când ați mers prima oară la Vaslui, ați avut 14 meciuri fără înfrângere. Poate faceți și aici la fel. Da, 15? Da? 14 meci. Nu, aici la Brașov se depășează. Da, se depășiți recordul. Da? Mai tot o dată un record, l-am pierdut aici. Da? Ne-a scos cu postul echipa afară. A, atunci, când am făcut varză. Da, dacă Corcodeam era împotriva noastră. Și întotdeauna a fost împotriva noastră. Până la meciul acela. Nu știu la meciul acela acolo. Arterioscleroză. Bine, v-am bătut și cu Vaslui, ce să mai am. Eu n-am bătut cu Vaslui aici. Odată am câștigat, odată am făcut 0-0. Păi vedeți, ați făcut 0-0 și când ați câștigat... Știu eu. Las-o așa. A fost o echipă bună, domnul Nicolae. Dar nici a noastră nu era rea. Da, nu, dar vă spun, a fost... Vasluiul anul trecut. Cum vă spuneam, o este echipă care îmi este frică de CFR. Așa, fiindcă totdeauna, nu știu cum dracu s-a întâmplat, că arbitrii nu m-am favoarea lor, au dat tot ce se putea da. Deci, din punctul meu de vedere, pur fotbalistic și al echipei de la Vaslui, ceea ce i-au realizat în cupele europene, cred că a echivalat cu câștigarea unui campionat. Vă spui? Da. Pentru că s-a întâlnit cu... Da. Haideți să vorbim de FC Brașov, da. Ce părere aveți. Întrebați-i voi de FC Brașov, voi băieți. Vă spui, chiar mă interesează. Nu ați vrea să-i schiz discuția, nu eu. Care e mesajul către jucători? Mesajul către jucători... Probabil pot să le spun că nu sunt cel mai bun antrenor din România, dar nici cel mai prost. Dar din momentul ăsta, efectiv dictez. Pentru că e o situație care nu-mi convine, ca și clasament,
În momentul ăsta toată lumea trebuie să înțeleagă că nu mai poate să facă decât ceea ce eu comand. Deci nu cer, comand. Pentru că istoria a dovedit că fără dictatură nu se poate. Că tot m-au acuzat unii că sunt la o echipă, am un regim dictatorial. Deci, istoria a dovedit omenirii că fără dictatură nu se poate. Nu dictatura de tip cu care am avut-o noi până în 89. Nu. Dar există dictatura legii. La fotbal nu există legi, există reguli. Ori aceste reguli trebuie să respectate. De toată lumea. De toată lumea din club. Deci dacă mâine o să spun jucătorilor că la ora 9 sau la 9 jumate vreau să văd echipa în sala de forțe, trebuie să fie în sala de forțe la ora. Nu trebuie să vin să-i controlez sau nu trebuie să vin de 3 ori și să spun același lucru. Pentru că dacă spun de 3 ori același lucru, în timpul meciului, ne trezim că nu putem să facem marcaj la o fază fixă, ne trezim că nu dau o pasă în timing-ul care trebuie să-l dau, înseamnă că nu pot să conlucrez cu jucătorul de lângă mine și sunt foarte multe lucruri de spus vis-a-vis de acest lucru. Deci cred că asta o să le spun jucătorilor și faptul că Buga mă cunoaște foarte, foarte bine și știe ceea ce cer echipei, știe ceea ce pretenția cunoaște filozofia mea despre fotbal, cred că până la ora asta deja le-a comunicat. El. Da. Asta e părerea mea. Dar le mai spuneți și pe asta o dată. Da, sigur. Sigur că o să le spun, pentru că nu se poate face nimic. Nu se poate. Este fără tăgat acest lucru. Totul pleacă de la atitudine și de la a te respecta. Pentru că fiecare trebuie să respecte pe celălalt. Într-un colectiv nu poți să răzbați dacă nu există acest respect, în primul rând, între ei. Eu n-am nevoie să mă iubească niciun jucător. N-am nevoie. Chiar vreau să mă urască. Vreau să mă respecte. Și vreau să mă respecte, dacă consideră că sunt, din punct de vedere profesional, la nivelul lor. Ceea ce cred că sunt. Eu și despre Cupa 2 vorbim tot cu toată la soluții. Ce speranțe aveți de la Cupa 2? Nu știu, n-aș putea să-ți dau un răspuns prea clar acum, că acum am auzit și eu un picat. Asta e... În ultima fază, nu? Da, așa, da. Așa, pe la competiție. A, noi am avut în ultimii 3 ani, 2 ani, 3 ani, am tot fost pe acolo, în semifinale, în... Cum? În sferturi. Da, anul trecut nu știu cine mi-a spus. Cine mi-a spus? Pandori. Pandori, da, Pandori. Da. A fost pe locul 10, să fim tot timpul în urmă. Da? Cădem până în semifinal. Da, cădem cu echipele din față. Da? Adică rău. Cum preferați să vi se spună? Mister, domnul Hizo, neagărăr, deci cătări. Bă, ce întrebare ai pus, nu știu ce e cumoașa. Poate să spună cum. Da, care să joc inteligent. Chiar, chiar este ultima problemă, asta este. Cum mi se adresează, e chiar ultima problemă. Domnul Nicolae, vă plac antrenorii așa mai duri, nu? Da, e bă... De ce? Asta nu e bă. Nu, nu, nu. Înțelegeți greșit. Nu, dar dumneavoastră ați spus că îi puneți o dictatură. Chiar da, dictatura regulilor care trebuie. Dictatura legii. E clar. Pentru că și noi ar trebui în societate să fim tot așa. Exigent. Să respectăm, să respectăm legea. Da, da, da. Același gen de dictatură l-am impus și eu în producție și a dat rezultate. Fiindcă... De departe am fost cei mai mari plătitori de impozite și taxe în județul ăsta în ultimii 20 de ani, așa că... Eu, de exemplu, am venit de la Blum cu mașina după domnul Nicolae și n-am vrut să ține după dreptul. Da. Deci trebuie să fim respect. Respectul de mai mult 200 de ani. O lună. Cam o lună.
Două săptămâni. Am auzit că nu regulă de circulație. Deci acum nu mi l-au plătit ăștia. Nu, voi. Da. Auzi ce spune, că n-am pus pe țin. Cred că i-a luat în cer. Bani, a făcut. Atât domnul Nicolae Crăcios, de doi oameni, se vor doi oameni maturi, nu mai suntem la prima tinerețe. Ba, eu sunt. Ba, ta mea. Mă rog, la a doua că merge. Dar tot treburile merg bine, este normal să continui. Dacă treburile nu merg bine, e normal să închei. Nu să încheiem prin tribunale și prin comisii și prin... Și așa mi se pare... Mi se pare... Cum? Zic, un omul sunt mai rare antrenorii care rezistă 2 ani la echipă. Da, eu mi-aș dori să reziste Nea Viorel măcar 5 ani. Da? Asta e, depinde de dânsul și de noi, evident. Și de recrutate. Mergem la teren acum, vedem care cum stăm cu... Comisia. Da. Prima, a doua, a treia. Nu, nu zic, să nu credeți că eu stau rău. Nu stau rău deloc. Și nu mă chidesc, mi-a coat. Cu condiția fizică asta. Nu, dar poate ne avea rău că sunt un sedentar în asta. Nu, nu, avem în fiecare viață 5 km, minim. Da. Nu cu elicopter. Nu cu elicopter. Piciorul. Da. Se vede. Da. 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 Multă. Fular. Mai aveți ceva? Fular. Fularul, nu? Fular. Să trec.